Începe Liga Națiunilor și implicit aventura noastră la cârma națională a Angliei, așa că haideți să vedem dacă și aici facem treabă cum facem și la Newcastle. Salutare dragii mei și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube Turtura CFM. Bine ați revenit la un nou episod din The Journeyman sau primul episod din ceea ce reprezintă prima aventură la o națională, națională a Angliei. Nu știu cum o să facem, chiar acum mă gândeam că cel mai probabil o să despart complet meciurile de Anglia de seria Journeyman și o să facem oarecum un episod, de fapt o parte a The Journeyman separată cu propriul intro, ca să zic așa, care să țină strict și doar de meciurile naționale și să nu combinăm niciodată meci de națională cu meci de club. Asta ca să le diversificăm și să le avem separat, să poate e lume care preferă seria cu naționala sau seria de Journeyman sau lume neinteresată de naționala Angliei, habar n-am, dar cel mai probabil așa vom face când va fi vorba de, chiar dacă suntem antrenorul Newcastle în paralel cu antrenorul Angliei, chiar dacă este vorba de aceea serie de Journeyman, o să avem alt intro și o să avem episoadele naționale Angliei separat de cele ale clubului Newcastle. Pentru că oricum și la Newcastle avem foarte multe meciuri, mare parte mereu naționala va avea minim două meciuri în acea pauza naționalelor, deci nu avem cum să le combinăm. Astăzi, spre exemplu, începem, cum spuneam puțin mai devreme, Liga Națiunilor și începem cu meciul cu Franța și Polonia. Mai apoi, după cum vedeți în calendar, o să urmeze Everton și Juventus într-un episod Juventus-Chelsea, clar. După care, din nou, va urma meciuri de la Naționala în Norvegia, Polonia și Franța. În situația asta este, v-am zis, normal oarecum să nu le combinăm. Și dacă tot nu le combinăm, le facem și o... un intro separat, o serie separată. Da? Deci avem grupa Anglia, Franța, Norvegia, Polonia. Obiectivul nu l-avem, sincer, ca și Naționala Angliei. Este neimportant. Clar ne preocupă să... De ce nu să terminăm pe primul loc? Pentru a avea acces mai apoi în play-off sau ce urmează în turneul ăsta, că nici eu nu-l înțeleg prea bine. Clar nu locul 4 ca să retrogradăm, că va fi dezastru. Dar eu zic că o să fie fain. Echipa cu care îmbordăm cel puțin aceste două meciuri este aceasta: Ramsdale, Arnold, Adarbioyo, nu știu cine, Fikayo Tomori, Chilwell, Mason Mount, Bellingham, Greenwood, Foden, Sancho, Kane. Foarte multe opțiuni în ceea ce privește ofensiva. Avem Rashford, Abraham și Sterling, de exemplu, pe bancă. Grealish, Barkley la mijloc, un pic am slăbuț aici, și în apărare ok, Max Aarons, John Stones, Joe Gomez. E ok, mă nemulțumește oarecum partea de mijloc, dar sperăm că Mount să facă față pe poziția de ball winning. Nu avem ball winning, sunt toți foarte ofensivi și sunt toți pasatori și playmakeri, dar nu-mi schimb filozofia și nici tactica pentru echipă, așa că o să încercăm pe ei să-i adaptăm la stilul nostru de joc și nu invers. Familiaritatea este încă foarte slabă, sperăm ca meciurile de Liga Națiunilor să ne crească familiaritatea în așa fel încât atunci când vom ajunge acolo unde contează, și anume în faza calificărilor pentru mondial, dacă nu mă înșel, să avem o echipă formată și competitivă și să-i dăm drumul. Primul meci cu Franța, avem și România, Israel aici pe undeva, Slovacia, Rusia, grupă acceptabilă. Drăguță. Deci primul meci cu Franța, deja un duel de foc, debutăm cu un meci tare. Franța care vine cu Martial în atac, formulă 4-2-3-1, Aouar în spatele atacantului, Griezmann și Mbappé pe benzi. Deja până aici e tare. Pogba și Camavinga la mijloc, la fel, foarte bună linia asta de mijloc, peste ce o să arătăm noi probabil. Pavard, Todibo, Laporte și Hernandez cu Areola în poartă. Deci și Franța, clar, o echipă de nivelul nostru, dacă nu poate chiar mai bună, da? Să sperăm, de fapt, să obținem minimul punctului.
Să începem cu oarecum dreptul. Hai să încercăm totuși cu Awin. Sunt încrezător, de ce nu? Totuși jucătorii sunt buni, tactica e bună, avem toate șansele. E un meci de oarecum pregătire într-un turneu. Nu, da, turneu final sau oarecum turneu oficial, cred că am putea să-i spunem mai bine. Este un turneu oficial, dar făcut, știm, pentru a compensa amicalele din perioadele respective. Așa că putem să-l luăm și ca pregătire și ca turneu. Faptul că e non-important mă bucură, asta înseamnă că probabil primul obiectiv va fi sau primul obiectiv ni se va da de la începerea preliminarilor pentru mondial încolo. Clar, calificarea la mondial este mandatory, primordială, iar mai apoi probabil la mondial va fi primul mare challenge sau primul sau ultimul sau depinde, pentru că acolo de acolo, de exemplu, se poate încheia aventura noastră cu Anglia sau poate continua sau poate reușim să câștigăm, de ce nu, mondialul. Am toată încrederea. E clar că, cum spuneam și pe episoadele trecute, nu sunt fan naționale, nu am mai antrenat la națională decât, cred că, o singură dată în FM15, Italia, probabil, sau nu mai țin minte, ceva de genul ăsta. Tot, din curiozitate, nu am mai antrenat naționale din acel moment. E prima experiență împreună cu voi după mulți ani de antrenori de club și atât. Sper să mă încânte, să mă surprindă sau să mă captiveze de așa natură încât să încep să fac chiar și eu selecțiile, nu să le mai las pe secund. Pentru că am văzut astăzi că el a făcut o selecție foarte bună, într-adevăr, însă nu mi-a acoperit, de exemplu, postul de ball winning și atunci ne punem piedică singuri, cum ar veni. Deci clar că o să prefer să fac eu selecția, chiar dacă e un pic poate mai greu, mai tipicar, așa, e de stat acolo și a selectat jucători și luat toți jucătorii englezi de pe planetă, bla bla bla. E un pic de muncă, la nivelul ăsta mă refer, dar sper ca acea muncă să dea randament în final și să se simtă. Bellingham greșește aici pasa complet la Griezmann, care i-o dă lungă lui Martial, care nu e în offside și care marchează, bineînțeles. A fost un offside. Foarte proastă pasa aia acolo. Deci da, cam asta va fi miniseria asta, sau nu știu cum să o numesc, de naționale, da? Deci o vom avea separat de... Better, hai să încercăm așa, there's much. Vom avea această serie separat de seria The Journeyman, deși ea face parte din seria The Journeyman. Asta se vede și în colțul din stânga, în homepage, acolo unde apare și echipa Newcastle în paralel. Dar o voi ține separat. Eu să-i fac un intro care să aibă legătură cu Anglia și ne vom rezuma, cum spuneam, ca pe episoadele în care jucăm la națională, să avem doar meciuri de națională. Că e vorba de 1, 2 sau poate chiar 3 în funcție de importanță și de cum ne permite timpul, asta nu știu să vă zic. Dar v-am spus, cert este că nu o să combinăm cu meciurile de la Newcastle. Asta pentru că ați văzut, programul este încărcat, calendarul este încărcat și la Newcastle anul ăsta ne așteaptă, pe lângă cele 3 competiții interne, ne așteaptă și Champions League, acolo unde avem de fapt de întâlnit echipe bune spre foarte bune sau importante și interesante în același timp, gen Juventus, de exemplu. Da, cum spuneam, este greu. Barclay și Grealish sunt mai mult AMK, sunt mai mult deep lying. Probabil că facem așa. Și Reece James, dar nu vreau Reece James. Îl vreau pe Grealish. Grealish care el ia AML, ăla cu... Na, ai.
Deci de asta vă spun că e greu. E greu, trebuie făcut o selecție și pe pozițiile alea. Ross Barkley, Rashford, Sancho n-a jucat nimic, Greenwood n-a jucat nimic, Sterling, Greenwood, Rashford, Sancho. Ce mai e pe aici? E ok, deși Ficaio are galben, dar lăsăm așa momentan. Spuneam că... Da, vorbeam de Newcastle. Vorbeam de Newcastle, vorbeam de Champions League și acolo sunt meciuri multe. Competițiile sunt interesante, atunci sunt sigur și e clar că sezonul ăsta, mai mult ca cel trecut sau mai mult ca oricare alt sezon, vom avea foarte multe episoade din The Journeyman până îl vom termina. Asta pentru că se va alterna și cu episoadele de la Naționala Angliei. Deci așteptați-vă pentru ceea ce va fi sezonul ăsta din FM. A, doar 3, chiar dacă este... Bă, ce mizerie! Chiar dacă e Liga Națiunilor, sunt doar 3 schimbări. Mi se pare o porcărie asta. Deci spuneam că atât... frumos aici. Arnold n-ajunge. Da, lung. Va fi un sezon lung, da? Până vom termina și sezonul ăsta cu Newcastle va fi lung treaba. Atât într-o parte cât și în alta, da? Deci probabil că vom trece mult mai lejer acum poate prin episoadele din Road to Gloria Bistrița decât prin episoadele din The Journeyman. Dar asta sper să vă bucure, sper să vă placă și sper să nu fie un impediment în creșterea noastră ca și canal, ca abonați, ca vizualizări și așa mai departe. Poate marca Kane aici, scoate reul ăla foarte bine. Minutul 75, a fost ceva sclipiri pe aici, pe acolo. Clar, pregătirea fizică nu e tocmai extraordinară. Au fost ceva jucători care au picat, de exemplu și Arnold Foden a picat foarte repede, pică și Bellingham, pică și Chilwell, deși e băgat recent. Fizic nu stăm extraordinar, plus că jucăm cu Polonia imediat, deci trebuie schimbate oricum echipa, formula. Sterling, gol! Și n-a fost offside. Bun, minut 80. Da, o să fie interesant, v-am zis, este o aventură nouă și pentru mine și lucrul ăsta... Mă oarecum pune în situația în care să fiu curios de cum mă descurc în ipostaza asta, nemai fiind pus în ipostaza asta, sunt curios cum mă voi descurca fără a face transferuri, având jucători care trebuie schimbați dintr-una, neavând o tactică foarte solidă sau neavând o tactică foarte bine învățată, adică sunt multe lucruri diferite complet de ceea ce înseamnă. Ia vezi mă că egalează. Sunt foarte multe lucruri diferite, complet diferite de munca de club. Și atunci este foarte interesant de văzut cum mă voi adapta eu. Și poate fi un lucru interesant și pentru voi. Știu că câțiva dintre voi mi-au cerut asta acum nu mult timp. Prin comenturi legate de eventualitatea unei serii cu Națională Fechir egalează. Da, e ok, e ok. De eventualitatea creierii unei serii cu o națională, nu mai țin minte dacă mi-a fost și specificată națională în momentul acela, însă știu de varianta asta, așa că sper să vă bucure faptul că am acceptat poziția de antrenor al Naționalei Angliei. Sper că nu dă gol de 2-1, că n-ar fi complet nemeritat. Du-te, bă, disallow the offside, dă-te încolo. Nu merită. Mie mi s-a părut un meci de egal, contraziceți-mă în comentarii, chiar sunt curios de părerea voastră după acest prim meci la cârma Naționalei Angliei. Dar mie așa mi s-a părut un meci de 1-1, mi s-a părut... echitabil atât jocul nostru cât și al francezilor. Iar faptul că facem egal în meci cu
poate una dintre cele mai bune echipe din lume mă bucură, fiind primul meci și știind foarte bine și voi. Sterling! Ba, chiar batem! Ha, din nou Sterling! Iată, Sterling, două goluri mă face să cred că trebuie să joace titular. Vreau să văd statistica. Uite, chiar m-am mutat. 17, 11, 7, 5, 54, 4, 6. Un pic de dominație a fost. Deci un pic de dominație a fost. Dar nu atât de mare încât să zic eu că am fi meritat victoria. Repet, chiar dacă am câștigat până la urmă, echitabil mi s-ar fi părut egal. Bun, mai avem un meci pe episodul ăsta, meci cu Polonia, sper să nu mă înșel. România are cu Rusia etapa asta, jucăm în deplasare, Franța joacă acasă cu Norvegia, trebuie schimbați jucători. Hai să jucăm cu Pickford de data asta, Arnold cu Reece James. El este pe poziția aia, da, DR. Reece James, aici o să avem Adera asta, o să... Deci ce rezerve avem noi? Stai așa că nici nu știu. Deci Joe Gomez și John Stones, da. Joe Gomez, bun, John Stones pe partea cealaltă. Chilwell, nu știu la care rezervă, Max Aarons, ba da. Mason Mount și Bellingham cu Grealish și Barkley. Grealish, Barkley, Sterling, Greenwood, Rashford, Sancho, Abraham, Kane și Bowen cu Foden. Deci, practic, jucăm cu echipa cealaltă. Chiar dacă și Polonia e periculoasă, trebuie să facem lucrul ăsta pentru că meciurile din două în două zile nu avantajează pe nimeni. Sper să facem față și cu echipa asta. Până la urmă, așa ar că ar trebui. Văd că și ei joacă cu Milik. Lewandowski nu se vede pe aici, deci posibil să fi jucat în primul meci. Zielinski, Krikoviak, ceva jucători mai cunoscuți așa, Pozolski ăla nu știu cine e, nici Zimanski ăsta, Plachetta ăsta la fel nu știu cine e. Deci, clar, oricum suntem mai, pe hârtie suntem mai buni ca Polonia, pe hârtie trebuie să învingi și Polonia. Fotbalul e fotbal, se pot întâmpla lucruri. Nici rezervă Lewandowski, o fi accidentat oare, nu știu. Bun, expect a win. Ăștia nu prea răspund față de ăilalți. Poate sunt destul de fericiți după meci cu Franța, dar vedem. Sterling clar a dat două goluri și mă bucur că e titular meciul ăsta. Atacul nu prea a slăbit complet sau extraordinar de mult. Bowen ăla sunt cu dubiile mele asupra lui. Însă Abraham, Rashford, Sterling ar trebui să-și facă treaba foarte bine. Nu știu la mijloc Barkley și Grealish cât de mult sau puțin sunt peste ce aveam în meciul cu Franța. Iată avem și un penalty pe care îl va executa ori Sterling, ori Rashford, ori Abraham. Îl lăsăm pe Rashford. În apărare Stones și... Dar nu a schimbat pe Darabio, eu ăla. Nu l-a schimbat cu Joe Gomez. Ok, eu așa mi-aduc aminte, ciudat. Stones are o grămadă de experiență, urma să zic că și Joe Gomez are o grămadă de experiență, dar văd că nu-i pe teren. Aarons și James, la fel, de Aarons știu, de James nu prea multe. Iar Pickford posibil să fie la fel calitativ ca portarul prim sau oricum sunt portari asemănători. 1-0 la pauză. La pauză.
puțin tel, se poate mai bine, totuși e Polonia, care trece în 3-4-3, trece în atac total, cu Piontek, Milik și Kovnacki, nu știu cine e băiatul ăla. Sperăm că faptul că trec în 3-4-3 ne dă un nou mai multe spații pe atac. Grealish, Rashford, Barkley, trebuie neapărat ball winning la următoarea selecție. 2. James, bun și gol. Jared Bowen, jucător de care n-am auzit, aud acum, marchează și gol. Mă bucur. La națională n-am interese, deci la națională oricine ar fi, mă bucur. Noi nu avem jucător la națională momentan. Rashford. Cu. Harry Kane în poziția aia nu l-am mai văzut, dar cred că facem așa și așa. Ah, nu, nu e bine. Încalc pe filozofie. Harry Kane va fi advanced forward attack. Tommy Abraham va fi deep lying pe suport. Îmi calc pe filozofie și joc cu două vârfuri. Treceți în calendar treaba asta, că nu o să mai vedeți de la mine. Nu știu ce m-a apucat. Da, hai să facem și asta, avem 2-0, totuși sunt meciuri de test. Pasă bună, Sterling are spațiu în careu și trage pentru 3-0. Deci Sterling îmi demonstrează că trebuie să cam fie în echipa primă, nu echipa a doua, a noastră oarecum. 3 goluri în 2 meciuri, dintre care 2 cu Franța, decisive. Grealish pleacă acum în atac. Pasă bună la Harry Kane, care marchează și el. Deci distracție totală. 4-0, minutul 73. N-avem ce să ne dorim mai mult de atât. Bowen e pe roșu, îl schimbăm. La fel și Grealish, care tocmai a dat un assist. Bellingham va intra aici, dacă îl și selectez. Și în locul lui Bowen, Sancho. Și astea au fost și schimbările. Episod fericit. 4-1 și Franța între timp cu Norvegia. Episod fericit. Începem bine aventura la naționala engleză. 5-0. Dă Franța, dăm și noi. Sunt bucuros. Sunt bucuros. Și e plăcut. E fain. E fain să ai meciurile astea amicale, naționale, habar n-am cum să le zicem. E plăcut. Sănătate mie, mulțumesc. 5-0 încă atacăm, Franța 4-1. Sper doar să nu avem accentați. Văd că le priește asta cu doi atacanți. Bellingham, Barkley. Dar nu o să poți să o joci cu echipele mari. Merge la poate o echipă mai mică când chiar ai nevoie de goluri, da, dar cu o echipă mare cred că ți-o cam iei. Sancho pasă riscant aici, respinge însă bine Arons. Abraham trece vijelios pe lângă un jucător în minutul 84, intră în careu, trece și de-al doilea oarecum, centrează la Sancho care întoarce la Bellingham. Frumos, 1-2 acolo oarecum, dar cred că a fost offside aparent. Și din nou highlight, deci nu vrea să se termine episodul ăsta rapid. Sau nu vrea să termine cu 5-0, poate ne mai dăm unul. Polezii nu au arătat cine știe ce, de fapt nu au arătat nimic. Iar mutarea tactică dă aici placheta asta o gol de consolare. Părerea mea e că mutarea tactică
făcută de ei la 2-0 sau cât era scorul cu 3-4-3, ăsta nu i-a ajutat. N-ai cum să joci cu formația mea 3-4-3, că ți-o iei. Bun, 5-1 învingem, suntem pe primul loc momentan, 6 puncte. O să revenim cu Anglia în următoarea pauză competițională la Newcastle, atunci când vom întâlni Norvegia, din nou Franța și din nou Polonia. Până atunci sper că v-a plăcut și nu uitați de like, share și subscribe. Eu am fost Radu, toate cele bune. Ciao!